Încercarea e o taină ce adesea e neștiută. Chiar de nu-i vezi menirea, tu înțelegi că te ajută. Încercarea n-are scopul de a te da din drum departe, ci încercarea îți păstrează toate căile curate. Încercarea e o școală unde înveți despre Hristos. Când te afli în încercare, n-ai să te mai uiți în jos. Ea îți ridică într-una ochii către Dumnezeul tău și te ajută să pricepi cât de mare e harul său. Încercarea e un examen aplicat pentru credință. Ce se cere în încercare este o mai mare silință. Iar dacă în acest examen ai trecut cu nota 10, în memoriile din ceruri, nota aceasta se va trece. Încercarea te învață să te vezi așa cum ești. Doar atunci, la încercare, vezi ce faci, nu ce vorbești. Ea e valea ce îți probează cât de mare ți-e dorința. Și aici e locul unde poți să-ți dovedești credința. Încercarea e cuptorul care arde tot ce-i rău. Este locul unde Domnul curățește vasul tău. Nu fi trist atunci când focul te încearcă dacă crezi, ci încrede-te în Domnul ca în foc să nu te pierzi. Încercarea te sculptează ca să fii un vas frumos. Ea te ajută și te învață să ai chipul lui Hristos. Încercarea îți dă formă și să vezi că vasul tău va primi după încercare un delem din Duhul Său. Încercarea este pomul ce rodește în tine răbdare. Căci răbdarea crește acolo unde ești în încercare. Nu privi la valul mare ce se îndreaptă către tine, ci privește doar la Domnul și la brațul ce te ține. Încercarea este calea spre maturitatea ta. Dacă rabzi în încercare, vei primi răsplata sa. Tu iubești încercarea, căci ea ți este ca un har și mai leapă de cârtirea ce o aduci pe al său altar. Amin.